joc cu tine. De ce fugi, boi, așa? Bani au stare bună, azi nu vă mirați. Hei, boi! Bani au stare bună? De ce ar avea? Poate că s-au împăcat cu basketbaliștii. Poate au mers la shopping și și-au cumpărat haine noi. Nu-mi place când bani au o stare bună. Bani, ce bine dispuse sunteți azi, vă simțiți bine? Da, pizza, ne simțim absolut minunat astăzi. Da, nu mai fi trist, mascotă, mai ales că mâine va fi o petrecere grozavă. Da, mâine la petrecerea de Halloween toată lumea se va dezlănțui. Da, toată lumea își va arăta costumele mâine, dar eu și cu pizza vom avea cele mai tari costume, veți vedea. Așa este. Eu și Maia vrem ciocolată caldă, tu, mascotă? Prăj de morcovi. Ok, se face. Vom avea un meniu special la petrecerea de Halloween. Pizza și cu mine vom face dulciuri cu tematică. De-abia aștept petrecerea de mâine, va fi așa de interesant să-i văd pe toți. Mă întreb în ce se va costuma fiecare. Sunt sigură că Frogs nu vor fi înfricoșătoare, ci amuzante. Fetelor, toată lumea se va speria de mine mâine. Wow, mascotă, nu ne speria, suntem o echipă. Nu-mi place de bani, nu vreau să ne eclipseze pe toate mâine la petrecere. Dima, mă poți îmbrăca așa ca un iepure obraz? Loren, ce vrei să zici? Păi voi fi iepurașul tău. Ce aveți de gând? Banii nu vă vor ierta pentru asta. Ascultă, fetițo, vezi-ți de treaba ta. Dima, deci mâine ne costumăm în iepuraș? Nu, sunt un fotbalist. Voi fi un fotbalist zombie. Dima, ce nu-mi place la tine e că e greu să cădem de acord la ceva. Fetelor, ați vorbit cu make-up artistul? Vom fi machiate mâine? Blondo, nu-ți face griji, am aranjat deja totul. Mâine va avea cine să se ocupe de machiajele noastre. Vom avea niște machiaje care îi vor înnebuni pe toți. Nu vom fi înfricoșătoare și urâtă, vom fi înfricoșătoare și frumoase. Minunat! Sper că sunteți conștiente că măcar de Halloween trebuie să fim în fața majoretelor banii. Mâine va avea loc petrecerea. Da! Ding! Băieți, într-un minut antrenoarea Abby va merge la sală să se schimbe. Vom vorbi cu ea. Da, vom vorbi! Antrenoare Epi, putem discuta cu dumneavoastră un minut? Vă rugăm! Basketbaliștilor, nu am ce discuta cu voi! Mergeți după ea! Basketbaliștilor, nu e nevoie să mă urmați! N-am nimic să vă spun! Antrenoare Epi, înțelegem că sunteți nervoasă pe majoretele banii, dar noi nu am făcut nimic! Lăsați-ne să vă spunem adevărul! Fetele erau în pericol! Da, un fan nebun le-a închis în sală pentru 24 de ore! N-am înțeles, de ce nu am fost anunțată imediat după despre asta? Antrenoare, abia am încercat să vă anunțăm, dar ne-ați dat afară din vestiar. Nici nu ne-ați lăsat să vă explicăm. Lăsați-le pe fete la petrecerea de Halloween mâine. Va fi plictisitoare fără bani. Basketbaliștilor, banii vor veni la petrecere. Cum să le dau astfel de pedeapsă? Dar ce vom face cu acel disperat? Nu accept astfel de comportamente. Antrenoare, Abby, ce ziceți de o bătaie? Smiley, pumnii nu vor rezolva problema. Trebuie să aflăm ce caută acel băiat la noi la școală. Și mai exact ce vrea de la bani. Îi place de una dintre fete. Timur, când băieților le place de o fată, nu se poartă așa de ciudat. Bine, băieți, să ne calmăm. Ați auzit ce a spus antrenoarea Abby? Trebuie să aflăm de ce a venit la școala asta. Mergeți să aflați. Vă va zice imediat. În orice caz, băieți, mâine înainte de petrecere trebuie să aflăm cine e acest fan, ce caută în școală și ce vrea de la majoretele banii. Da, vă descurcați? Cu siguranță, antrenoare Abby. Băieți, ne descurcăm, nu? Ne descurcăm. Ei bine, atunci mergeți să aflați. Mă pot schimba și eu sau nu? Da, puteți. Oh, sper să reușiți. De ce fetele mele au parte mereu de asemenea aventuri? Hei, Alan, ce faci? Ai niște hobby-uri sau ce-i cu tine? Iana, îl interoghezi? Lala, trebuie să știu cu cine se vede prietena mea cea mai bună. Să știu că e pe mâini bune. Fac judo pentru a putea proteja iubita. De asemenea, citesc mult ca să pot face față unei discuții cu această fată inteligentă. Oh, Maia, uită-te la asta! Alan nu stă deloc fără iubita lui! Oh, fetelor, arătați așa de bine, ca întotdeauna! Alan, te-ai amețit? Sunt fix lângă tine! Ole, Alan, nu trebuie să fii geloasă pe Alan! Tot ce avem nevoie de la el e să discute cu antrenoarea Abby, atât! Da, poate va prinde și el curaj, nu? Uitați, banii, lăsați-l pe Alan al meu în pace. Sau vreți să mă ridic? Uitați, fetelor, poate n-ar trebui să-i spunem nimic antrenoarei Abby. Deja a uitat totul, ce ziceți să facem pace? Alan, nu poți cădea la pace cu banii. Ascult-o pe Lealea. Încă ceva, Alan, mai există o regulă importantă în relația noastră. Dacă vrei să vii la mine acasă și să ne facem temele împreună, nu va trebui să fii prieten cu banii niciodată. Uite, Lealea, nu-mi place această regulă. Știi ceva, Alan, dacă nu-ți place regula asta, atunci înseamnă că nu-ți place de Lealea.
Thomas, vrei să nu ne mai urmărești? Carina, dar suntem împreună. Împreună? Păi nu mai suntem împreună. Dacă Carina a zis că e gata, atunci e gata. Deci ți-ai pierdut așa de repede dragostea față de mine? Nu-mi vine Thomas, să cred. Crezi ce vrei, dar între noi e gata. Ai auzit-o, e gata, să nu mai urmărești pe Carina. Ce s-a întâmplat aici? Thomas, Carina te-a părăsit? Da, și o iubesc atât de mult, din cauza Mariei. O, Thomas, n-ai nevoie de o astfel de relație. Și eu am avut parte de o experiență de genul acesta. Iulia, nu ți-am furat pe nimeni, doar că Brovatsky era foarte îndrăgostit de mine. Da, se întâmplă. Ce ar trebui să fac? Cum o recapăt pe Carina? Thomas, doar găsește-ți o altă fată. Carina se va întoarce imediat la tine. Crezi? Bine atunci. Iulia, vrei să ieși cu mine? Știi, o să mă mai gândesc la asta, dar de fapt nu mai trebuie să mă gândesc. O voi face. Uite, deja ne-am despărțit și el deja se dă la Iulia. Carina, ți-am spus deja, nu e genul tău. Thomas, crede-mă, nu sunt Carina. Te voi iubi pentru tot restul vieții. Iulia, Thomas n-are nevoie să-l iubești toată viața. E cu tine ca să o recapete pe Carina. Gigi, nu te băga, poate le va merge bine. Brovatsky, eu cunosc pe Iulia, nu le va merge bine. Ei bine, acum că am o iubită, nu o să mergem la cafenea. Voi face cinste cu gogoș cu ciocolată. Oh, acest gen de băiat am vrut. Sunteți serioși, băieți? Asta v-a dat antrenoarea Abby de făcut? Chiar v-a crezut că am avut o problemă cu tipul ăsta, Alan? Da, ne-a crezut. De fapt, m-a crezut. I-am spus adevărul golgoluț. Antrenoarea Abby vrea să-l arate pe ciudatul ăsta, știi? Super! Și cine va face asta? Și cum? Îmi spuneți? Și antrenoarea Abby vrea să știe tot ce mișcă? Da, antrenoarea Abby vrea să știe totul și asta vrem și noi. Deja ne-am făcut un plan. Trebuie să-i furăm ghiozdanul, vom avea nevoie de ajutorul vostru pentru asta. Wow! Basketbaliștilor, deci aveți creier? Da, super idee, dar ce putem să găsim în acel ghiozdan? Dacă în ghiozdan se află jurnalul său personal în care scrie ce vrea de la noi și ce planuri are, înțelegi? Deci, ce ziceți, fetelor? Voi îl distrageți, noi furăm ghiozdanul. Să-l distragem? Ce fel de distragere? Noi să vă spunem voi, de ce nu-l luați la masă? Face ci cinste cu un latte. Spuneți-i că vreți să vorbiți cu el. Va veni bucuros orice i-ați propune. Haideți, să o facem, de-abia aștept să cotrobăi prin ghiozdanul lui. Ok, basketbaliștilor, să o facem. Nastia și Knopa au noroc că nu sunt la școală azi. Altfel ar fi trebuit să facă și ele asta. Da, Diana, deci tu vei vorbi cu el. Nu, Maya, vom vorbi împreună. Bine, fetelor, să facem asta. Să facem. Bună ziua, elevi. Bună ziua, profesor Mike. Ce faceți aici? Profesor Mike, vrem să învățăm aici cu elevii normali. Ne-am săturat să stăm la subsol. E întuneric și sunt multe pânze de păianjen. Vrem să învățăm ca oamenii normali într-o clasă normală. Elevi, știu că vreți să învățați ca oamenii normali, dar voi nu vă încadrați exact în grupa oamenilor normali, mă înțelegeți? Dați-mi motive pentru care nu suntem adolescenți normali. Suntem simpli, avem ghiozdane, mergem la școală în fiecare zi. Cu ce suntem diferiți față de adolescenți? Voi aveți 100 de ani, sunteți palis. De ce să vă zic eu diferențele? Le știți singuri, știți foarte bine. Profesor, mai greșiți. Nu toată lumea de aici are 100 de ani. În primul rând, în al doilea rând, dacă nu ne tratați ca pe niște oameni, vă face o revoltă. Da, o revoltă. Ne vom revolta. Vom face o revoltă zombie ca să le aducem tuturor la cunoștință. Asta vreți? Vom întrerupe orele și vom umple pereții de litera Z. Am înțeles, adolescenții zombie protestează. Elevi, să mergem sus la director și să discutați cu el despre asta. Sunt gata să merg la director. Și eu? Sunt sigur că directorul ne va înțelege. Da, ori asta, ori vă va exmatricula, desigur. Alan, ne pudrăm nasul. Așteaptă aici. Să nu stați mult. Maya, Alan e singur, să trecem la treabă. Basketbaliștilor! Alan, uite care-i faza! Ne-am decis să fim prietene cu tine! Da, ce zici să mergem la cafenea și să bem o ciocolată caldă în cinstea prieteniei noastre? Sigur, sunt de acord, să mergem! Super, să mergem! Alan, gata, ce părere ai de... Nealea, cu cine vorbești? Alan nu e aici. I-am zis să mă aștepte aici. Poate s-a dus la etajul 1 să-și pudreze și el nasul. Bine, îl vom aștepta aici. Pizza, ice, vrem ciocolată caldă, vă rugăm. 3 ciocolate calde pentru noi și pentru noul nostru prieten. Oh, fetelor, mă simt măgulit că suntem prieteni. Aha.
și noi la fel. Ok. Opa, banii s-au împrietenit cu fanul lor nebun. Judecând după tonul fetelor, pun ceva la cale. Noi vrem ciocolată caldă și multe bezele deasupra. Fetelor, ciupiți-mă, visez cumva? Nu, nu visez. Prietenul șobolanilor e acum cu banii. Oh my god, ce fel de prietenie mai e și asta? Cred că banii pun ceva la cale. Bine, fetelor, fiți cu ochii pe ele și ascultați cu atenție ceea ce discută, bine? Păi, îți vă amintiți cumva care era dulapul lui? Hei, basketbaliștilor, mi-ați deschis cumva dulapul? Uite, aici e... aici e și ghiozdanul. Bine, băi, să plecăm, să vedem ce are în ghiozdan. Cine a găsit ghiozdanul? Smiley a găsit ghiozdanul, să mergem. Rataților, n-ați văzut nimic, ați auzit? Ați auzit nimic. Să plecăm. Chiar acum basketbaliștii au furat ghiozdanul cuiva. Iulia, nu contează, deci mergem la cinema mâine? Nu știu, cum vrei tu. Băieți, pe hol. Basketbaliștilor, nu mai alergați. Bine, șobolanilor. Ce nebuni! Alan e singurul care e în regulă. Frate, ce face de stă atât de mult? Probabil încă își pudrează nasul. Diana, am luat ghiozdanul. Să vedem ce e acolo. Nu, vom vedea cu fetele. Păi, ce important e să nu-i lăsăm pe rata să-mi dea de gol. Ți-e frică? Nu mi-e frică, doar sunt îngrijorat. Fetelor, sunteți așa grozave. Ciocolatele voastre calde, ce mă bucur că v-ați împrietenit. Mulțumim, pizza. Maia, am primit un mesaj, trebuie să plecăm. Haide. Fetelor, unde mergeți? Cum rămâne cu ciocolatele calde? Alan, le poți bea tu pe toate trei. Uitați-vă la asta, fetelor, nu credeți că e ciudat? Au comandat și apoi au plecat. Poate nu au bani să plătească? Ok, fetelor, ceva sigur se întâmplă aici. Sigur pun ele ceva la cale. Și eu cred asta, mă întreb ce? Bravo, băieți! N-am avut dubii. Hei, nu e ghiozdanul tău? Să vedem ce e înăuntru. Băieți, păstrați distanța, altfel vom fi văzuți. Diana, scoate tot. Să vedem ce ascunde el acolo. De asta aveam nevoie, jurnalul personal. Știam eu care așa ceva, să vedem ce scrie înăuntru. Nu înțeleg, băiat care să aibă un jurnal personal, ce ciudat. Și tu ai avut acum un an. Te-am zis să ții secret. Oh, de asta aveam nevoie. Scrie aici despre majorete. Bună, jurnalule, visul meu a devenit realitate, de fapt aproape realitate. Am intrat în școala banii și sper să mă împrietenesc cu majoretele. Și dacă am noroc, poate una dintre ele se va îndrăgosti de mine. Între timp, îmi doresc să ajung mascotă. Sunt sigur că voi reuși. Nu e nebun, se va îndrăgosti. Da, cine are nevoie de el? Nu s-a văzut cum arată? Bine, Smiley, calmează-te, nu e chiar așa de nebun. Oricum, noi suntem mai tari. Băieți, calmați-vă, important e că am aflat care e scopul lui aici. Trebuie să-i spunem antrenoarei Abby cât mai repede. Maia, vom avea timp să-i spunem, dar mai bine să-i arătăm asta. Deci, băieți, fanul nebun are probleme. Ei bine, mergem acum să-l prindem. Nu, Smiley, veți face asta mâine la petrecerea de Halloween, bine? Dragilor, după cum vedeți, am aflat ce pune la cale fanul nebun. Dați like, abonați-vă la canal, apăsați pe clopoțel și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem curând! Pa, pa, pa! Smiley, ține tu ghiozdanul. Uite, ia-l. No. Băieți, terminați! Important e că știm ce pune la cale. Trebuie să-i spunem antrenoarei cât mai repede. Maia, vom avea timp să-i spunem, dar mai bine să-i arătăm. V-am zis că nu o să-mi iasă. Nu, serios, de câte ori să mai încerc? Pe bune, nu reușesc. Pe bune, e o hârtie ciudată. Care e diferența? Nu știu, se simte altfel.